Două lucruri. Unu, vreau să comentez prea mult legate de, de penalti și tot ce, ce a fost. Las pe, pe cei din conducere care au fost sus, au văzut bine, au văzut fazele și tot ce a fost. Din punctul meu de vedere, ca opinie, e inexplicabil ce s-a întâmplat și cum s-a luat decizia, inexplicabil. Dar asta e, până la urmă. După aceea, în planul jocului, cred că meritam mai mult, cred că dacă eram atent sau jucam mai bine fotbal și eram mai disponibil să pasăm mai bine, eu zic că am avut ocazie, am avut șansa să marcăm mult mai mari ca ei, cred că am jucat mai bine ca ei, cred că am făcut poate anumite momente, că e normal și ei să facă, pentru că e FCSB-ul, e o echipă foarte bună, știe fotbal, jucători foarte buni, dar eu cred că am avut controlul jocului mult timp, puteam să facem mai mult, dar din păcate cred eu că mișcarea jucătorului, gândirea jucătorului n-a fost așa la nivelul care vroiam și informația n-a fost la nivelul, adică ritmul jocului n-a fost așa de bine în modul de a pasa mai repede, de a vedea lucrurile, de a combina mai bine. Cred că dacă nu ajungeam cum a ajuns Kiki în faza aia, când era singur și trei jucători de la noi prima repriză, eu am exersat toată săptămâna la antrenament și le-am zis lucrul ăsta, că acolo putem face superioritate numerică, să intrăm în careu, să pătrundem și atacanții să se demarce pe 11 metri și pe bara a doua. Și au venit toți trei pe colțul scurt. Trei înși, uite așa erau. Trei înși așa. E incredibil. Deci e ceva de... Da. Am vorbit că e investiar, le-am zis asta, trebuie să ne vedem noi de joc. Nu e bine că n-am marcat două meciuri goluri, am luat multe. Adunat așa, ce a fost frumos anul trecut să fie uitat, trebuie să revenim pentru că lucrurile se pot complica, să fie mai greu și cred că ne așteaptă un an foarte greu. Da, v-a deranjat că arbitrul nici măcar nu s-a dus să verifice la VAR faza penaltului? Păi nu, că ci că i-a zis că nu e. Că n-a fost chemat. Păi nu, i-a zis că, eu am vorbit cu al patrulea, am luat galben eu pentru că îi spuneam, domnule, tu te vezi, e imposibil. Toată lumea spune și chiar voi nu vreți, cu ce e asta? Adică, ok, dar eu n-am văzut, deci nu pot să vorbesc multe. Conducerea, avem conducere și să iasă să vorbească, să arate și să vorbească, să iasă la televizor și să arate faza, să o comenteze toată România. Pentru că aia a făcut diferența, că restul cred eu că noi am avut ocazii de 100 de ori mai multe, că ei trebuie să câștigă meciul 2-3-0, da, dar și mă abțin, atât. Totuși e vicie de rezultat? Eu nu pot să vorbesc. Eu știu că ai mei n-au pasat, ultima pasă n-a fost bună, ultimul șut n-a fost unde trebuia și asta e. Așa s-a scris și n-am marcat. Și când joci cu o echipă așa de bună cum e FCSB-ul, e clar că când ai ocazie trebuie să marchezi și trebuie obligatoriu să marchezi ca să speri la un rezultat pozitiv. Și noi n-am marcat. Ce le-ați putut spune jucătorilor în vestiar? Ți-am zis înainte. Ți-am zis două lucruri alea care ți-am zis înainte. Așa la cald. Al doilea lucru, contează noi ce facem, cum facem, pentru că am demonstrat că știm să jucăm fotbal, știm să facem, dar trebuie să fim mult mai iuți. Informarea, mișcarea și tehnica trebuie să fie mult mai mult, adică ritmul jocului trebuie să fie mult mai mult. Mingea să alerge mai repede și mai bine. Iar jucătorii să aibă fiecare calitate pe fiecare linie. Fundașii să știe să construiască, să știe să apere, mijlocașii să paseze foarte rapid și bine, să nu greșească pase, să paseze rapid, să informeze și să paseze repede. Iar atacanții să facă diferența, unul la unul, trebuie să știi să o ai. Demarcarea, dribbling-ul, fenta, trebuie să fie wow, și execuția. Deci trebuie să ai lucrurile astea, dacă nu le ai, ce să facem? O să ne chinuim. Dacă nu ai, te chinui. Dacă le ai, n-ai cum să nu marchezi trei goluri, la ce faze am avut, la ce situație am avut. Dar nu poți să fii obosit. Nu poți. Să ajungi acolo, să nu fii proaspăt, să nu fii... Să o vezi unde o dai, unde... Să vezi poarta. Asta e, cred eu că... Na. Trebuie analizat, trebuie văzut, dar
cu siguranță că trebuie să schimbăm ceva. Acel ceva e să nu luăm goluri și să marcăm. Trebuie să facem lucrul ăsta, trebuie să ne conectăm pe aspectul ăsta și să schimbăm lucrurile. Mulțumit de Grigoria? Cum? Grigoria? Nu, evaluez dacă sunt mulțumit sau nemulțumit. Ce să evaluăm jucătorii acum? Să stăm să evaluăm jucătorii. Te las pe tine să faci evaluare. Nu, te las pe tine. Scrieți voi. De ce să vorbesc eu? Eu vorbesc cu ei investiat. Eu vedeți dacă îl bag următorul meci și asta e. Ce să evaluez? Acum ce da? Când a fost, i-am lăudat. Acum să stau să zic, nu știu ce să zic de jucători. Nu mai vorbesc de ei. Să vorbească ei pe teren. Și punct. Deci nu o să mai vorbesc de ei. De niciunul. Pur și simplu nu mai vorbesc. Las pe conducere și pe toți ceilalți să facă PR, să vorbească despre ei, să... tot conducerea să vorbească. Eu o să-mi văd pe teren, trebuie să mă conectez cu echipa, să facem, să schimbăm ceva. Și după aia ei să vorbească. Și fiecare când e să-l cheme la conferință și să zică, da, sunt cel mai șmecher, am marcat goluri, sunt bun, să o zică el. Ce să vorbesc eu despre ei? Nu mai vreau. Ce să mai zic? Uită-l. Un lucru e cert. Uitați-ne de noi la titlu. Uitați-ne. Noi, întrebare dacă mergem în play-off. În condițiile astea. La ce am avut astăzi acasă, meci acasă la noi, să fim tratați așa și cum s-a nearbitrat? Uitați de, nici de play-off. Uitați-o. Da. Vom vedea. E un drum greu. Să trebuiască să ne strângem și să ne luptăm. Încep deja să se facă jocurile cu arbitrii? Ai zis-o tu. Răspunde-ți tu. De unde ești? Nu știu de unde ești. De la ProTV. De la ProTV, ok. Du-te la televizor și vorbești. Vezi faza, vezi toate și vorbiți voi. Ce să vorbesc? Eu mă întreb pe mine. Eu trebuie să fac tactica, eu trebuie să fac echipa să funcționeze, eu trebuie să mă duc la ale mele. N-am nevoie să vorbesc, conducerea trebuie să facă lucrul ăsta, nu eu. Conducerea trebuie să înceapă să vorbească. Să vorbească, să zică ce a văzut. Dacă e corect sau nu. Eu de unde să vorbesc? De pe bancă? Am luat cartonaș galben. Mai aveam puțin și nu știu ce făceau, dar bine că au fost drăguți. Că dacă vreau și erau chitiți și cu asta, îmi dădea roșu. Știi cum mă făcea? Împacheta și mă trimitea în tribună. Dar așa ceva eu n-am văzut. Așa ceva. Atâta aroganță posibilă să nu te duci să vezi jucător care simulează și cade. Nu, noi vrem să dăm penalti. Că vrem noi, ok. Păi ce facem, frate? Unde am ajuns? Suntem la început de campionat, nici măcar la sfârșit. La început. Și după aia vrem fotbal în România. Vrem să jucăm afară. Lasă-i, domnule, să alerge, să bată ei între ei. Care-s bun? Arbitru trebuie să nu-l vezi. Așa cred eu. El trebuie să... facă ce vede. Nu, el nu face diferența niciodată. Domnul, eu am înțeles bine, am jucat fotbal și cred că vorbesc încă, sunt integru și spun lucrurile care... Arbitrul nu face niciodată diferența. Cum e la, și la noi, la cel mai simplu. Ce vede? Și trebuie să o vadă. Atenție, nici măcar nu are nevoie de VAR. Trebuie să o vadă. Iar nu poți o simulare să ne dai penalti așa, să nici nu stai de discuție, să nu stai la discuție. Să... Nu. Venea la mine să-mi zică ce? Ce să-mi zici? Păi, ce să mai... E dură, dar asta e. Ce la poate? La final ați mai încercat să aveți o discuție cu... Nu, am vorbit singur. La final vorbeam singur. Ce mai trebuie să fac? Dar atunci ce v-a zis? Vorbeam singur. Ce v-a zis? Nimic. Păi ce? Eu îi spuneam că e simulare, că au zis toată lumea, tot stadionul, toți au văzut... Nu? Păi cum nu? Dacă tu... Du-te la VAR, cum e? Și VAR-ul? Nu. E penalti. Ok, și eu ce pot să fac? De la ce aveam VAR? Păi nu, dar cum să dai penalti așa ceva? Dom'le, mai sunt, VAR-ul e bun, pentru că el a venit și a făcut lucruri bune, deci nu putem să criticăm acum. Dar în astă seară, aici? Domnilor, lăsați-mă să mă gândesc la tactică și la ce trebuie să fac la... Lăsați-mă, n-am voie să vorbesc, să iasă conducerea mea, să iasă să vorbească, să arate, să stea la televizor noaptea asta, mâine, poimine, să stea la televizor, să arate. Și ce facem? În direcția asta, dacă merg lucrurile,
Atunci, credeți că mai putem după aceea să sperăm că să avem, să jucăm fotbal, să fie bine, să avem rezultate mari? Voi credeți că ne scot aia din primul tur, din al doilea, din al treilea, dacă ajungem în play-off să fim sănătoși? Să fim sănătoși dacă ajungem în play-off? Pentru că jucătorii trebuie să facă diferența în teren, să fie obișnuiți să joace, să lupte. Să lupte! Iar de arbitru e simplu, el să nu facă niciodată diferența. Să încerce să fie echidistant, să vadă lucrurile, să le managerieze, mai ales acum cu varul. Mai ales! Pe atât de simple. Nu facă diferența, să nu începem să vorbim de lucruri care eu nu, cu toate că te mai vorbesc și o să... Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea. Din păcate. Din păcate, dar ele există. Pentru că nu știu, poate... De ce să zic ceva, că mâine poate mi se întâmplă mie, nici nu știu ce... Eu doar zic, domne, lucrurile să fie așa cum trebuie să fie, iar jucătorii să facă diferența în teren. Să avem jucători, antrenorii să facă bine, tactică, să antreneze, să știe să formeze, să antreneze, să facă echipe care să joace fotbal, să fie, să aducem jucători, să avem bani, să aducem jucători valoroși care sunt, au valoare și să joace în Europa. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate în fotbalesc. Și... Pe partea cealaltă, las conducerea să vorbească, nu mă bag la lucrurile astea, că nu... Ar fi o mare greșeală de-a mea să intru în zona asta. Nu, eu rămân, vreau să rămân la antrenament, la ce trebuie să fac eu cu echipa mea. Și asta știu sigur că vom suferi, va fi foarte greu și dacă intrăm în play-off, un miracol, cum a fost anul trecut, când am câștigat campionatul.